Tensiuni fără precedent în coaliția PSD-ALDE. Călin Popescu-Tăriceanu a declarat astăzi că România nu este pregătită să preia președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Noi suntem pregătiți, i-a replicat premierul Viorica Dăncilă. În condițiile războiului politic total din aceste luni, România nu este pregătită să preia președinția Consiliului UE. Este un avertisment în al 12-lea ceas pe care îl adresez cu responsabilitate tuturor oamenilor politici, în special președintelui României și liderilor partidelor parlamentare din opoziție. Cine crede că liderii europeni vor fi înțelegători când, în an electoral, oamenii politici de la București se vor război, se înșală. România deja pierde teren și va avea enorm de pierdut dacă lucrurile nu se schimbă de urgență, a scris pe Facebook Călin Popescu-Tăriceanu. În replică, partenerii săi de coaliție spun că guvernul este foarte pregătit. Am văzut ce a spus domnul Tăriceanu, dar referirea dânsului era legată de dezbinarea care există în societate, de dezbinarea între partidele politice, nici de cum din punct de vedere organizatorii, logistic sau al programului pentru preluarea președinției rotative. Vreți să discutați pe această temă cu domnul Tăriceanu și cu domnul Dragnea legat de acest Noi, eu am discutat și cu domnul Dragnea și cu domnul Tăriceanu, am discutat în permanență despre stadiul pregătirii, preluării președinției Consiliului Uniunii Europene. Noi suntem în grafic, suntem pregătiți. Dăncilă a adăugat că pentru a avea o președinție de succes este nevoie de consens între partidele politice. În plin scandal legat de schimbările din justiție, liderul ALDE a propus ieri partidelor parlamentare încheierea unui acord cu privire la justiție și statul de drept. Acordul prevede retragerea din funcțiile ocupate în prezent în sistemul judiciar a celor care în perioada 2009-2016 au elaborat și semnat protocoalele de colaborare secretă între SRI și instituțiile din sfera justiției, desemnarea ca ministru al justiției a unei persoane independentă politic, dar și includerea în legislația din domeniu a recomandărilor Comisiei de la Veneția.